Hei, salut! Astăzi jucăm din nou GeoGuessr, să vedem dacă putem să ne dăm seama în ce locație celebră din lume ne aflăm. Să începem! Putem să vedem că suntem la un mega mare super ultra bar. Aoleu! Aoleu, ba mă! Ce m-a speriat omul ăsta! Ăsta e Hrușciov? Ce caută Hrușciov? De ce face Hrușciov poză cu... Aia camera Google care face poza acum? Da, e un baraj. E clar că e un baraj mare. Sunt multe baraje în lume, nu pot să zic că sunt expert în baraje, nu sunt vreun barajolog de vreun fel. Uite-l iarăși pe ăsta. Da, îmi tind să cred că este probabil barajul Hoover din America, că n-ai o listă făcută de unul, de un băiat, am văzut că am ales o listă făcută de un utilizator și na, tind să cred că e Hoover Dam, dar nu am nicio certitudine. Oare scrie pe undeva pe aici? Acolo? Tours. M-am plimbat peste tot pe aici, nu pare că pot să mă duc chiar unde vreau eu. Aia, stai puțin aici, scrie ceva. Danger, keep off. Ah, credeam că o să scrie ce baraj e acolo, așa, ca un fel de semnătură subtilă, dar nu, scrie danger. Ce tristă. Nu știu ce baraj este, am să zic că e Hoover Dam. Nici nu știu unde este Hoover Dam, n-am nici cea mai vagă idee. Un baraj în America, asta e tot ce știu. Nici nu știu pe ce râu e sau nimic de genul ăsta. Deci, pe scurt, habar n-am. O fi pe râu Colorado? Chiar dacă o fi pe râu Colorado, nici ăla nu știu unde e. Am spun pe aici și gata, dar nu știu. Las Vegas. Era tocmai în Las Vegas, serios? Și da, este Hoover Dam, cum ziceam, dar Hoover Dam e în Las Vegas? My God, habar n-aveam. Na, ce să-i faci? Următorul. Aici suntem într-o piațetă, așa. Nu, suntem pe un pod. Suntem pe un pod. Este o serie de poduri peste un râu. Și ne aflăm într-un orășel vechi. Nu știu, ar putea fi mai multe chestii, nu știu, la o primă impresie, așa, eu știu, ar putea fi Veneția, nu cred că e prea mare, Veneția are canale mai restrânse, dar o fi având și așa mai mari. Stai puțin, nici măcar nu pot să mă mișc, pot doar să stau aici, așa o fi harta, n-am voie să mă mișc, trebuie să mă prind aici, nu știu, n-am niciun indiciu, nu văd niciun afiș, vreun indicator, ceva care să mă ajute măcar să... Dibuiesc țara, nu-mi dau seama ce scrie aici. Cred că atracția este acest pod. Cred că e... Știu că am auzit despre un pod unde au început să se adune tot mai multe magazine și s-au supraetajat și a devenit un loc foarte ca un fel de piață pe un pod. Cred că asta e. Dar nu mai țin minte exact unde era asta. Uf. Oamenii sunt de toate felurile. Avem și negri, și asiatici, și albi, și arabi, și de toate. Asta nu mă ajută. Numărul mașinii nu pot să-l citesc. Vreun indiciu ascuns pe aici, ceva, orice. Greu când nu poți să te miști. Nu sunt sigur, dar na, trebuie să ghicesc ceva. Nu știu ce îmi dă mie impresia că e Italia. Florența. Deși Florența nici măcar are un râu, Florența nu e măcar. Probabil că are majoritatea o. Piața Michelangelo, nu fi asta? Uite, poduri. Nu știu de ce am eu impresia că o fi Florența. E doar un instinct vag așa, dar nu știu de ce. Aici. What? Aveam dreptate, era în Florența. Am fost la doar 280 de metri, atât. Cum am știut? Pe bune că nu știu cum am știut Florența. Am tot auzit diverse chestii de-a lungul timpului despre una sau alta și s-au acumulat informații, dar nu le-am ținut minte pe toate și așa ca un fel de senzație vagă, ca o fantomă de informație care m-a împins să zic Florența. Sau poate e doar o coincidență. Dar incredibil, aproape că am liberit și podul care trebuia, eram doar la un pod distanță. Bravo, bine, bă! Ok, suntem la un alt pod de data asta. Un pod mare, modern. Și impunător. Este probabil ceva de genul unul dintre cele mai mari poduri din lume sau ceva, sau nu știu, unul dintre cele mai moderne, dar nu știu ce e. Primul meu instinct este să zic că e undeva în China,
Avem aici niște mașini, dar nu mă ajută cu nimic. Hai să o luăm bătrânește așa pe stradă. Vedem dacă nu găsim niște indicatoare sau ceva ca să vedem țara. Este un indicator acolo. Hai să vedem ce scrie pe el. Viaduc de Milau. Ha. E o limbă latină? Spaniolă? Nu sună spaniol. Italiană? Ar putea și franceză? Mamă, ar putea fi oricare, nu știu. Stai că mai e un indicator acolo. Hai să mai găsim niște informații. Controle radar frequent. Nu știu cum se zice. Pour votre sécurité. Ok. Am aflat prin niște deducții extrem de subtile că ne aflăm în Franța. Nu știu dacă ați observat, dar am făcut eu niște deducții. Iar cât despre unde anume în Franța, am mai dedus eu de asemenea că ne aflăm lângă un pod din Franța, dar eu nu știu despre acest pod din Franța. Milau, Crisel, Perrier, Champagne, Vidoc, suntem undeva spre Milau, dar unde o fi asta în Franța nu știu și nu cred că am să stau să verific tot. Podul din nou nu pare să fie peste un râu, e pur și simplu o autostradă sau ceva, nici nu-mi dau seama. În fine, hai să punem undeva în Franța. Aha, barnam. E viaduc de Milau. Etil. Nu găsesc acest viaduc de Milau. Am să pun și eu pur și simplu undeva aici, pe lângă Paris. Era tocmai în sudul Franței, Montpellier. Tocmai aici. Viaduc de Milau. Viaduc e un viaduct sau? A, uite că trece peste un râu, cred că asta e autostrada lor. Da, nu m-am descurcat prea bine până acum, hai să vedem următoarea rundă. Ok, suntem la Angkor Wat, este incredibil, e a treia oară când joc acest joc, este a treia oară când pic la Angkor Wat. Ba nu, sau doar a doua oară. Dar da, n-am să mai stau să pierd timp, știm unde ne aflăm, putem să ne vizităm, să ne holbăm puțin pe aici, dar nu, asta faceți în timpul vostru, da, nu pe banii mei. Acum dacă aș ști măcar, data trecută am încurcat și țara data trecută, am zis că e în Indonezia, dar nu e în Indonezia, este în Cambodgia. Acum dacă aș ști și unde în Cambodgia, că nu prea știu, nici n-am fost atent data trecută și aici nici măcar nu scrie în engleză, nu știu unde, am să pun acolo. Și cumva am nimerit iarăși destul de departe. Bă, dacă nimeresc țara măcar, nici măcar nu e o țară atât de mare, nu pot să mai nimeresc puțin mai aproape așa. Ok, ultima rundă din jocul ăsta. Și ne aflăm pe terasă, la o bere, ok? Bun. Până acum știu. E prietenul nostru, al meu și al tău. Nu știu dacă ați auzit vestea bună, dar ne-a salvat. Și pentru că ne-a salvat, i-am construit o statuie frumoasă aici. Care cred că este, sau nu, cred că nici măcar nu este cea mai mare statuie cu Iisus din lume. Și totuși este cea mai celebră. Nici măcar nu e atât de mare. Voi vedeți? Te așteptai să fie, nu știu, mai mare, așa. Statuia Libertății, credeam că e cât Statuia Libertății, sau, nu știu, poate nu-mi dau eu seama. Dar da, eu zic că suntem în Buenos Aires și dacă nu sunt sigur, pot să mă uit frumos în jos la asta. La portul din Buenos Aires, care este una dintre minunele naturale ale lumii. Film la care lucrez. Hey. Suntem în Buenos Aires, în Brazilia, în... Stai, nu Buenos Aires, mă. São Paulo. Eu am zis Buenos Aires, vreau să zic São Paulo. Sau Rio de Janeiro, nu, Rio, nu São Paulo. Stai, de că acum m-am încurcat, Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, toate au nume de-astea latine, le încurc și eu. Nu, e Rio de Janeiro, uite, vedeți, ăștia au golful ăsta, aici ne aflăm. Trebuie să fie undeva pe aici. Ah, Cristo Redentor, iată-l aici pe domnul Cristo Redentor, l-am nimerit la fix, dar stai să mă duc și mai aproape ca să nu-mi zică că-s la 2 metri. Unde exact sunt exact lângă el, mai exact, ca să știu exact. Sunt fix în fața lui, ok, fix acolo am să pun, uite. Fix în fața lui, fix acolo. Acolo sunt. Make guess. Yes, that's an even 10 and you just keep on going. Ba, ba, ba. Măcar pe ultimul, mă, măcar pe ultimul l-am nimerit la fix. Măcar cu asta pot să rămân cu satisfacția că am realizat măcar atâta lucru în viața mea scurtă. Da, ăsta a fost episodul de astăzi cu locurile celebre, sper că v-a plăcut. Am vizitat și Angkor Wat din nou, am vizitat și Florența într-un mod super magic și ciudat, am ghicit.
Și am mai ajuns și la statuia asta cea mai celebră a lui Isus, care nu este atât de mare pe cât credeam. Oricum, asta a fost tot, ne vedem data viitoare. Pa, pa!